Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru performanță de top, coachingul este un instrument indispensabil, de asta vorbim astăzi. Data fiind că acest video face parte din seria pe care am propus despre hypercoaching, este un pic didactică. Deci eu trebuie să presupun că nu știi nimic și trebuie să te explic ce este de fapt coaching. Pe cât de ciudat se pare, coach înseamnă caruță. De ce asta? Pentru că în 1700, în un oraș din Ungaria, Coș, se faceau cele mai bune caruțe din toată lumea. Și, deci, cuvântul Coș a devenit, pur și simplu, cuvântul cu care se folosea o caruță. Nu întâmplător, acum, de exemplu, chiar în Statele Unite, un coach este, de fapt, un autocar și, de exemplu, în limba spaniolă, coach înseamnă mașina. Cum a ajuns acest cuvânt să semnifice un antrenor? Bine, se pare că așa au început acum 100 și ceva de ani jucători de fotbal să porecleze antrenorul lor. Deci, probabil pentru că în aceeași fel în care un autocar te transportă de la locul A la locul B, antrenorul te transportă de la situația în care este la situația în care dorești să fii. Deci, un coach este de fapt un antrenor. Nici mai mult, nici mai puțin. Cineva care te ajută să fixezi niște obiective și să le atingi, evident. Care este diferența cu un psihoterapeut sau cu un psiholog? Bine, aceeași diferență care este printre un antrenor de fotbal și un ortopedic. Adică, la un moment dat, un antrenor de fotbal se ocupa de a pune atleții în condiție să câștige meciuri. În momentul în care un atlet are o problemă de întindere, s-a distorsionat ceva, nu vorbește cu antrenorul, ci vorbește cu ortopedic. În momentul în care vrea să câștige, degeaba vorbește cu ortopedicul, vorbește cu antrenor. Asta e toată diferența. Deci, coaching nu este terapie, nu este consultanță, nu este mentoring. Pur și simplu, este o metodă prin care eu, cu persoana cu care lucrez, l-ajut să intre în contact cu competența lui care deja are. Nu-i dau sfaturi, dar și el trebuie să găsească singur niște răspunsuri. Se știe foarte bine că de multe ori noi știm deja perfect ce avem de făcut, știm că suntem în stare să-l facem, dar nu găsim forța necesară. Și nu e doar vorba de motivație, că motivație e un cuvânt foarte abuzat, ci pur și simplu de a înțelege cât de mare este partea mentală. Cum spunea Tingalo, el cel care de fapt a nu inventat, dar a creat mișcarea de coaching, avversariul care sta în mintea ta e mult mai tare de cel pe care găsești pe teren de joacă. Deja că l-am citat, cine este Tingalo? Pur și simplu era un antrenor de tenis care în anii 70 a scris o carte dedicată tenistilor, în care explică tocmai că partea mentală este extrem de importantă. Se numea The Inner Game of Tennis. E surprinzător, și el primul a fost surprins, cartea asta a avut un succes incredibil printre oamenii de afaceri și printre vânzători. Pentru că, de fapt, ei s-au dat seama că aspectul mental este fundamental în fiecare activitate, nu doar în cea sportivă. Ținând cont, deschid o paranteză, că în lumea occidentală partea mentală era într-adevăr o noutate, dar de mii de ani maestri de arti marțiali din Oriente știau cât de important este aspectul mental, aspectul interior. Deci, în momentul în care ai un coach, și de asta am zis că este indispensabil, pentru că în aceeași fel
în care niciun atlet, într-adevăr, niciun atlet de performanță poate să atingă nivele de top fără un antrenor, asta valorează și în alte domenii. Adică, dacă eu acționez singur, pe cât de bun ajung la un anumit nivel, dar dacă vreau să ating într-adevăr excelența, am nevoie de o privire externă. Pentru că în momentul în care eu mă analizez singur, tot îl fac prin niște filtre care nu mi permit să ved adevărul. Deci, o viziune externă de cineva care mă provoacă, mă împinge, mă chinuie, adică ai nevoie de un antrenor. E asta, de asta există coaching-ul și de asta este așa de eficient. Cineva ar putea să mă întrebe, dar dacă coaching-ul este așa de eficient, de ce vii tu cu hypercoaching, cu versiunea ta? Bine, aici asta e o discuție lungă și o descoperi pe parcurs, dacă deja ești competent în domeniu. Pur și simplu, fiecare lucru evoluează într-un anumit fel, în legătură cu oamenii care se ocupă de el. Până când coaching-ul era un domeniu reservat la antrenorii de sport care s-au bagat în această meserie, aveau o anumită trasătură. În momentul în care s-au bagat psihologii și psihoterapeuți cu toată competența lor despre nevroze, despre complexe, despre probleme de toate feluri, ar fi tocmai ca și cum că medici și ortopedii ar începe să se ocupe de antrenamente. Sunt două competențe diferite și nu întâmplător de multe ori, și să mă ierte, să nu se supere nimeni, de multe ori ședințele de coaching au devenit o ședință de psihoterapie mascată. Și cred că asta este o mare greșeală, pentru că se pierde esența coaching. În al doilea rând, pentru că eu, tocmai cu partea asta mentală, mi se pare că s-au uitat toate celelalte dimensiuni. Și de asta metoda mea se numește hypercoaching. Cine știe matematica știe că hyper înseamnă dimensiunile superiore. E, se referă la toate celelalte aspecte și la felul în care interacționează printre ele. Dar asta este argumentul de întâlnirea noastră de mâine. O zi bună în continuare!